Salutare și bună dimineața din Ținutul Pădurenilor! Neața! Ramona s-a îmbrăcat specific pădurenesc, nu chiar. Straița e bucovineană, dar nu contează. Baticul seamănă cu portul de aici, din Ținutul Pădurenilor, foarte înflorat. Astăzi mergem în Ținutul Pădurenilor, după cum v-am spus și ieri. E o serbare aici, în inima ținutului, la Poiana Răchițelii. O serbare mare, care deja are tradiție de câțiva ani, se cheamă Sărbătoarea Plăcintelor Pădurenești. Mergem și noi până acolo, mergem să mâncăm niște plăcinte, vedem programul artistic care se desfășoară acolo. Bineînțeles că pe drum căutăm mure, căutăm afine, căutăm ciuperci. Să gustăm din bogăția ținutului! Accesul spre Poiana Răchițelii se poate face pe mai multe drumuri. Drumul cel mai bun e din Hunedoara, e asfalt până sus în Poiană. Pe unde o să mergem noi nu e tot drumul asfaltat, avem o porțiune și de off-road, dar cred că e cel mai frumos ăsta pe care mergem noi. Suntem înainte de Muncelu, drumul a fost asfaltat până aici, era o porțiune betonat, destul de prost, acum a fost refăcut și totul e foarte bun. O plăcere, o plăcere să vii să te plimbi pe aici. Uitați-vă și voi ce minunăție de drumuri. V-am zis, încă o dată vă mai spun, Ținutul Pădurenilor, de unde vine numele ăsta, ori pe unde ai vrea să ajungi aici, trebuie să treci neapărat printr-o pădure. Tot ținutul e înconjurat de păduri nesfârșite. Ne-am oprit un pic aici sub niște fagi seculari. Fagi pe care eu îi știu exact așa de când vin eu pe aici prin această zonă. Și anume de foarte multă vreme. Vreau să vedem dacă încep să se coacă murele. Asta e o zonă foarte bună de mure. Întotdeauna am cules de aici multe mure. Dar se pare că încă nu scoapte. Cred că va mai dura o săptămână, două, până când o să se coacă. Dar sunt mai multe soiuri de mure. Trebuie să umblăm un picuț să vedem, pentru că sunt mai multe soiuri, v-am spus. Unele se coc mai devreme, unele mai târziu. Uite, aici deja încep să găsesc coapte. Nu multe, dar încep să fie. De regulă, prima mură care se coace e asta din vârful unui ciorchine. Nimic nu se compară cu o mână de mure proaspăt culese aici în vârful dealului, unde poluarea tinde spre zero. Clar, încă nu e de cules de dulceață. Mai va dura două săptămâni, ceva de genul, până când o să poți să strângi de dulceață. Dar de mâncat sunt numai bune acum și foarte gustoase. Și clar, va fi un an foarte bun în materie de mure, foarte productiv, producție bună, din cauza că a fost multă ploaie anul ăsta, n-a fost secetă deloc, au avut apă suficientă, acum au căldură, exact ce trebuie pentru a se coace. Până la urmă, dacă stai cu răbdare, poți strânge de dulceață, chiar dacă culegi numai cele din vârful ciorchinelui, alea coapte.
tot ai strânge. Da, noi mâine plecăm în călătorie, așa că nu prea mai avem când să facem dulceața. Ne mulțumim cu mâncatul. Vă mai spun ce îmi place mie să fac din mure, și anume suc. Mure puse într-o strecurătoare, zdrobite bine cu o furculiță și pus după aia apă. Turnat apă prin ele, iar zdrobit, iar turnat apă, iar zdrobit. Iese o băutură extraordinar de gustoasă. Bine, se poate pune zahăr după aia. Fără zahăr, zahărul amplifică gustul. Dar iese extraordinar de bună. O altă oprire, din nou un loc plin de mure. Puține coapte, într-adevăr. Dar aici vrem să intrăm un pic prin pădure. E un loc unde de regulă găseam hribi. Hai să vedem. Anul ăsta n-a fost un an foarte bun de hribi în prima parte, dar s-ar putea să înceapă de acum, pentru că hribii încă se fac august-septembrie, mai ales la altitudini mai înalte. Aruncăm o privire prin pădurile astea să vedem. Destul de uscat prin pădure, chiar dacă a plouat ceva. Ia uite o ciupercă, o rusula ceva. Da, eu nu prea culeg rusule, foarte rar am cules. Da, e bine dacă sunt orice fel de specie de ciupercă în pădure, sunt șanse să găsești și ciuperci bune. Astea sunt semnele. Acum da, sunt ani în care condițiile nu sunt decât pentru anumite specii, și pentru alte specii nu sunt deplinite condițiile pentru a fructifica. Da, oricum puține ciuperci. De fapt, doar una am găsit. De regulă, pe aici trebuia să fie plin de tot felul. Ba, uite, încă una. Ăla e un băloșel. Alea semne, când găsesc de regulă băloșeii ăștia, alea semne că nu prea sunt hribi. Uite aici încă unul mai bătrân. În fiecare an, când era plin de specia asta de ciuperci, nu știu exact care e denumirea. Da, uite, e plin pe aici. În fiecare an când găseam mulți din ăștia, nu prea găseam hribi. E adevărat. Mare atenție că pot fi confundați și cu hribi, mai ales în stadiu tânăr. Uite, pe ăsta îl iau ca să vi-l arăt. Ăsta e un burete bălos. Are așa un mucus pe el tot timpul. Probabil de acolo îi se și trage denumirea. Din câte știu eu, nu e otrăvitor, dar nu e nici cu ceva valoare comestibilă. De aia nu-i culege nimeni. Da, dacă te uiți atent, vezi că are lame de desubt și diferă complet față de un hrib. Concert de greieri. Concert de greieri aici. Fiecare zonă are sunetele ei și farmecul ei. Cum e Croația, Grecia și țările mediteraneene cu cicadele, așa e aici cu greierii. Hai să vedem și aici, unde e o zonă un pic mai umedă.
măcar de gust, acum înainte de plecare, dacă găsim unul, 1-2, n-ar strica, mai am ceva uscați, dar proaspet sunt cu totul și cu totul altceva. Și pe aici de regulă găseam. Da, din nou, doar băloșei. Băloșei peste tot. Încă o oprire într-un loc cunoscut pentru zmeură. Am mai cules zmeură și data trecută când am fost atunci la pescuit, de am prins și păstrăvi. Sus am fost la altitudine mult mai înaltă și atunci începea să se coacă. Aici e mult mai jos. Aici posibil ca acum să fie trecută. Dar aruncăm o privire. Și dacă aici e trecută, cu siguranță vom găsi zmeură la altitudine mai mare. Pe aici trebuia să fie zmeuriș. Da, se pare că doar mure. Da, se pare că a cam dispărut zmeurișul de aici. Ceva nu i-a plăcut. Mai văd doar câteva tufe fără fructe. Mergem mai sus, mergem mai sus. Sigur, mai sus o să găsim zmeură. Mergem mai departe, ținut de poveste. Mergem spre Poienița Tomi. Dealurile astea sunt atât de fotogenice. Și mai departe pe alte drumuri pitorești pe vârful dealului, între Poienița Tomi și Feregi, satul Feregi. Unul dintre cele mai faine drumuri din punctul meu de vedere. Îmi place să mă plimb aici și o și fac foarte des. Am și văzut foarte multe mașini astăzi, probabil din cauza festivalului. Lumea s-a învățat să vină. Unii vin strict pentru frumusețea locului și eu am promovat foarte mult Ținutul Pădurenilor pentru că merită din plin. Locuri extraordinar de frumoase aici. Asfaltul se termină aici. De aici vom merge pe drumuri mai rele, dar deocamdată nu e ud. Câtă vreme nu e ud, se poate merge fără niciun fel de problemă. Cred că a și fost îndreptat special pentru serbarea asta, văd lucrări aici pe margine. Încă o oprire într-un loc unde găseam mulți hribi. Da, de data asta doar băloșei deocamdată. Da, cred că e anul băloșeilor și hribii anul ăsta nu au avut condiții să se dezvolte. Sau poate se dezvolte de acum. Și asta e posibil. Da, deocamdată doar băloșei plini de ei. Și niciun hrib. Măcar unul de gust să găsim. Unii au aruncat sticla de băutură aici în pădure. Ai găsit ceva? Băloșei. Băloșei. Da. Băloșei e plin. Încă mai e timp. Încă mai e timp să se facă și hribii. Poate să se facă chiar la sfârșit de septembrie, chiar.
merge mai departe. Destul de umed drumul, dar se poate merge fără probleme. A fost îndreptat oricum și locurile unde erau noroaie au fost curățate. S-au ocupat autoritățile, s-au ocupat, se așteptau să vină multă lume, ca și anul trecut de altfel. Anul trecut au fost luați un pic prin surprindere de numărul mare de oameni care au venit și efectiv nu s-au ajuns plăcintele la toată lumea. Mi-amintesc că când ajunsesem noi, deja nu mai erau plăcinte. Lumea era revoltată că a venit să mănânce plăcinte și nu mai erau. Nu se așteptau la un număr așa mare de lume care să vină aici, în vârful muntelui. Încă o oprire aici, pentru că am văzut mai jos o grămadă de gălbiori. Dar vreau să văd dacă sunt și ceva afine. Că am văzut și afiniș aici. Da, se pare că nu sunt. Ori au fost culese, ori e prea jos. Data trecută, într-adevăr, mult mai sus eram când am cules afine. Hai să mergem să culegem gălbiorii. Să facem o tocană. Dacă hrib nu sunt, măcar facem de gălbiori. Problema e că eu i-am văzut din mașină, dar acum nu-i mai găsim. Pe aici, pe undeva erau. Dar nu mai știu unde. A, uite aici. Hai cu straița, porcu, hai că i-am găsit. Uite aici. Ce frumos sunt. Ia uite ce frumusețe. Cum ai zis că vrei să-i faci cu maioneză? Da. Gălbiori cu maioneză. Avem și roșii de la sat. Avem mulți. Eu o să-mi fac câțiva prăjiți. Prăjiți cu un pic de ou. Așa mi-e poftă. Niciodată n-am găsit așa de mulți gălbiori în pădure unde de regulă se fac hribi. Da, anul ăsta a fost anul gălbiorului, se pare. Foarte mulți am găsit încă din primăvară. Foarte frumoși și ăștia. Da, de regulă pe aici găseam hribi. Acum e plin de gălbiori. Ideea e că niciodată n-am plecat din ținutul pădurenilor cu mâna goală. Totdeauna am găsit ceva. Aproape am umplut straița de gălbiori. Ramona culege sunătoare. Ăsta e un ceai extraordinar de gustos și de benefic. Plin de sunătoare aici. Plin, plin, plin. Am făcut un buchețel. Da. Poți să culegi mai multe, că are un gust extraordinar de fain. Mai avem puțin până în Poiana Răchițelii. Mai facem o încercare aici, la altitudine mai mare, de hrib. Să vedem și aici dacă sunt ceva semne. Aici de regulă găseam foarte, foarte mulți. Dar acum nu-i niciun semn. Așa că cred că ne punem pofta în cui astăzi de hrib și rămânem doar cu gălbiori. Avem o grămadă de gălbiori și de făcut cu maioneză și de prăjit cu ou. Cum am eu poftă. Hribii trebuie să mai așteptăm. Ajungem în Poiana Răchițelii. Mergem direct la serbare. Hai să vedem cum arată anul ăsta serbarea plăcintelor pădurenești. Am parcat mașina aici, după numărul mare de mașini, din nou e multă lume la sărbătoarea plăcintelor.
Hai să mergem să vedem care e atmosfera, să mâncăm ceva, să mâncăm un mic, bem o berică, mâncăm o plăcintă. Am găsit ciuperci. Da, e mai puțină lume ca anul trecut, dar și noi suntem mai devreme. Probabil lumea vine mai după masă. Noi am venit de dimineață, de fapt am plecat de dimineață, că acum e ora 2. Hai să vedem care e oferta de mâncare pe aici. Unde sunt plăcintele halva. Halva și ciocolată de casă, foarte bine arată. Gogoșele. Puști. Jucării. Alinămuțe. Uite, vată de zahăr. Așa ceva. No, asta e ceva nou. Un mâț lung vehicle. Vrei mâț lung vehicle? Mâț lung vehicle. Da, este ofertă și la mici, cârnați, toate arată bine. O, sărmăluțe, hamsi sau o fish prot. Am pierdut-o pe Ramona. Nu știu unde a dispărut. Porco, ți-ai luat mâț lung? Asta e ceva nou. Mâți lungi, n-am mai văzut până acum. Mici de bulbucan, cred că aia o să vreau să mănânc, că mi-e poftă de mici de bulbucan. Aoleu, uite încă un rând pe aici de... Hai, că ia, uite, vede foarte bine. Aici e scena... Plăcintele pădurenești-s aici. Lumea sportului. Vorțenii mei cu miere asta aici. Sănătate! Sunt cei producători de miere de la Vorța. Domnul prefect bate cu ciocanul din mâna stângă. Acestui frumos județ. Hai să căutăm mici. Uite-te cât e întrece, uite-te. Vezi? 1033, mai bine decât domnul primar. O câștigat domnul prefect. Domnul primar. Ceva concursuri aici. Vă rog frumos să-l premiați. Și concursul, să trecem la următoarele concursuri. Uite ce frumos gard avem aici. La acest gard au participat cei mai vrednici pădureni a acestui frumos județ. Meșteșugul vechi de aici, de pe munte. Cred că așa se face și în drila cu care s-au acoperit casele pe aici. Acum urmează un alt... Hai să vedem ce concursuri sunt aici. Da, vă rugăm să poftiți aici în fața scenei. Portul tradițional pădurenesc. Foarte frumos. Avem aici un cunoscător al acestui multă obicei. Culoare în portul pădurenesc. Pare să că acest obicei se practica din vechime, în special la stână, spunea domnul primar, între ciobani, ca să vadă care dintre ciobanii îi mai puternic, care e mai iscusit în această artă a trasului în bâtă. Și pare să că avem un cunoscător al acestui obicei. Hai să vedem în ce constau concursurile de aici din vârful muntelui. Oameni buni, dragi prieteni, se pare că avem un anunț de făcut înainte de concurs. Jandarmii au găsit un portofel. Așadar, cei care vă simțiți fără portofel în buzunar, trebuie să vă dau mie la mine aici. Am eu la mine, oameni buni.
Dacă cumva v-ați pierdut portofelul, să știți că la polițiști aici, în partea dreapta scenei, îl găsiți. Dar nu se vede o umflătură aici. Ia aici umflătura, n-ai văzut-o. Ți-am spus că la nevastă mai plac bărbații care au umflătură în pantaloni. Adică portofelul cât mai burdușit. No. Hai să vedem cu obiceiul ăsta, cu trasul în bâtă. Să-mi spuneți prima dată cum vă numiți, că a uitat de anul trecut. Nici eu n-am auzit domnul de obiceiul ăsta. Domnul Rusalin, auziți dumneavoastră, care e treaba cu trasul ăsta în bâtă? Trasul în bâtă este un sport care a fost practicat de tinerii din Pădureni de-a lungul timpului. Și când mergeau la păscut cu vitele, și când mergeau ușurătoare, dar și la jocurile de privechi. Pădurenii aveau 20 de jocuri de privechi. Deci la privechiul pădurenesc se râdea mai mult ca oriunde la privechi. Un obicei rămas de la străbunii noștri. Ce tare! Așa, astăzi vedem acest joc la care participă cei mai puternici feciori din satul Poiana Răchițării. Poate să vină și din alte sate, dar deocamdată avem din Poiana Răchițării. Avem bâta pregătită, doar să se prezinte. Feciorii? 6? Sunt 6. Ia să vedem care sunt primii care se înscriu. Da? Deci care? Alin din Socet. Alin din Socet. Să lupt. Cu cine te lupt? Alin din Socet să luptă cu... Nu, să fie cam de aceeași greutate, că se cântărește. Da, spune. Da, Dani, de unde vine? Deci Alin din Socet cu Dani de la Poienița Tomi. Deci două sate pădurenești, care unul pe un vârf pe deal, altul pe celălalt. Să vedem care câștigă. Jos, sigur, nu vă spazeți, nici un cap. Bă, Dani, poți să renunți acum. Da. Hai să facem fetelor puțină galerie pentru băieții ăștia de fain. Eu am zis fetelor în speranța în care băieții ăștia fain nu n-o veni singuri, au venit cu drăguțele. Atenție, nu trebuie să dați drumul la botă, Doamne ferește, că vă spargeți capetele. Atențiune, hai un pic de galerie pentru băieți. Există și un timp care... Poți să stai așa până mâine dimineață? Nu. Un minut, maxim un minut. Să se studieze, să... Opa, gata! Ești cel mai bun până acum. Și acum îi luăm pe rând? Da, îi luăm pe rând, perechi. Hai să vedem următorii băieți. Prima probă a câștigat-o Alin din Socet. Alin din Socet este la conducere, pare să aici. Ia să vedem, ești celalți băieți. Cosmin din Cerbăl. Cosmin din Cerbăl și? Ionica din Poienița Tomi. Și Ionica din Poienița Tomi. Hai băieți acolo, vă rog frumos. Să ședeți acolo cu bota. Hai. Dar bineînțeles, un domn care, cum vă numiți? Facem pariuri. Auziți dumneavoastră, v-ați jucat trasul în bot. Cum nu? Noi nu-mi place. Îmi poate... Am înțeles. Dumneavoastră, eu zic că-i plac mai mult muierile. Atenție! 2, 3 și... Ai, da... Ino dura mult. Ionica? Tu ești Ionica? No, Ionica o pierdut, săracu. Cosmin o câștiga. Fă acolo că să-mi o câștiga Cosmin. Fain, feciori. Așa, bun. Următorii băieți? Feciori fain în pădure nime. Alex de la Poiană. Scrie acolo, domnul profesor, pe Alex. Alex de la Poiană. Alu Pecișel. Așa? Și Laurențiu Josan. Și Laurențiu Josan. Tu de unde ești, Laurențiu? Tot de aici, de la Poiană. E bun. Atențiune!
Hai să mă duc la doamna să dea ei dumnea ei startul, că dacă ne-o zis... No, zi dumnea tale, 3, 2 și... 3, 2 și... Bravo! Îl știți pe ficior? Știm de aici la Poiană. De unde ești? Păi sunt noi, suntem de aici. De mine și de mine, de-a dumneavoastră. L-ai trecut acolo, Palin? No, care mai este? Și? Și Andrei de la Teliu. Și Andrei? Să știți că ei se pricep și l-a cântat foarte bine. A joc o să vedem un pic mai încolo. No. Participă la un concurs din sat. Și doi tineri din la oraș participă la un concurs din satul Poiana Archițării. Da? Da, atenție! 2, 3 și! Andrei! Mergem să căutăm mici prima dată, după aia venim aici la Plăcinte. Să mâncăm și câte o plăcintă pădurenească. Dar prima dată vreau să mergem să mâncăm niște mici. Sfârie grătarele aici. Și ne fac cu ochiul. Da, clar, ne băgăm la niște mici. Mici, muștar, berică, 7 lei berea, 7 lei micu. Să avem poftă. Foarte bun mici. Mergem să căutăm și plăcinte. Plăcinte pădurenești. De aici vrei să luăm? Hai să luăm de aici. Bună ziua. Sărată vreau eu. Una e sărată și una e dulce? Da. Na, eu vreau una sărată și una dulce atunci. La pate sau acum? O să le mâncăm acum undeva pe iarbă. Cam așa arată plăcintele pădurenești. Suficient. Plăcintă pădurenească cu brânză. Sărată. Foarte bună. Plăcintele pădurenești sunt deja un brand. Sunt făcute după o rețetă veche, cu multă, multă brânză înăuntru. Concursurile continuă aici. Dacă vine un lup sau un câine și face hop, 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 ce se întâmplă oare cu găleata? Stai să vedem, că o întrebăm noi chiar pe dumneai ei. De ce v-am bate geapă în cap? Nu v-ați temut de câini niciodată cu găleata aceea în cap? Ia hai să vedem, da? Concurs de... Ce ziceți? Vărsăm găleata astăzi? Cărat găleata cu apă în cap. Ia hai să vedem. Primii pași sunt grei, că pe urmă intră în lume. V-am mai spus că sunt foarte multe similitudini între viața la țară veche în România și viața actuală din Africa. În Africa încă se cară pe cap tot felul de mărfuri. Ați văzut în vlogurile mele. La noi în pădurem veneau moții din munții Apuseni și veneau ciuberă la Teva, la Bunedoara sau veneau cu caii păsate. Da? Frumos, frumos? Puțină nu stă bine pe cap. Dumnezeu, știi mere? Ei, dar am picioare. Dar cu astea în cap, știi? Cercem, cercem, domnul Mișu. Hai să vedem, ca pichet spui la televizor mâine dimineață. Pune-mi în cap, că atunci poate. Ia, hai să văd. Auzi, auzi, zice dumnea ei că nu poate, da? Cred că din cauza că au trecut prea mulți ani. În tinereață, știai, mâna așa. Aoleu, cu buna lui primarul, noi am întâlnit.
stăteam în cap de la doi de acolo, de la cântina. Stăteam leci și ciuberă. Așa cum o zis domnul Fescu, cu ciubărul în cap? Exact cum o zis domnul. Hai de mine, hai să le aplaudăm încă o dată pe bunicile astea noastre curajoase. Vă spun sincer că mi-am dorit din suflet să văd treaba asta. Știam că aici se întâmplă lucrul ăsta, dar acum nu știu să mai practic așa ceva. Adică să mai întâmplă, să mai ducă... Ca să am drum la poartă, mulțam domnului primar. Am vrut să zic că vedeți dacă aveți om de omenie la primărie. Mulțumim din suflet! Domnul primar, vă rugăm frumos să le premiați pe bunicile astea frumoase și bineînțeles să... Stai numai un pic, că vă chemăm noi! Petrecerea continuă aici în Poiana Răchițeli, în vârful dealului. Urmează program artistic, urmează program folcloric. Noi, din păcate, nu mai putem să stăm, trebuie să mergem acasă, trebuie să facem bagajele, pentru că mâine dimineață, la prima oră, noi plecăm în călătorie. Plec spre Azerbaijan și Ramona și cu copiii mă vor conduce până la Budapesta. Așa că noi trebuie să plecăm să facem bagajele. Am plecat înspre casă, am luat-o pe alte drumuri, din nou pe drumuri off-road. În spatele meu e statul Feregi. Venim dinspre Poiana Răchițelii pe alte drumuri. Aici e mult mai lejer, nu e nimeni. În rest, drumurile s-au aglomerat foarte tare, că lumea a început să vină acum mai de după masă la serbare. Mergem înspre casă, ne apucăm de făcut bagajele. A fost o zi relaxantă în Ținutul Pădurenilor. Am mâncat fructe de pădure, am cules ciuperci, am văzut obiceiuri vechi de aici din Ținutul Pădurenilor, am mâncat mici buni, am mâncat plăcinte pădurenești. Mergem înspre casă, facem bagajele, mâine dimineață plecăm în călătorie. Vouă vă mulțumesc mult pentru că mă urmăriți. Vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la acest canal, mulțumesc tuturor membrilor și tuturor celor care ați donat pentru susținerea acestui canal. Până la următorul vlog de aici din Ținutul Pădurenilor, eu vă spun la revedere!